Oameni buni, Ionuț Ciocea, adică Brânzoi din Laț Fierbinți, nu s-a întâlnit cu învățătorul lui, dar a avut parte de momente incredibile în drumul pe urmele copilăriei în satul său natal de pe Valea Prahovei. Ați spune că joacă rolul lui Brânzoi din Laț Fierbinți, dar nu este un rol, oameni buni, este realitatea. Așa că vă invit cu mare drag să priviți acest material. Bună! Bună! Mulțumim pentru că ne-ai primit în această zi în copilăria ta. Eu vă mulțumesc că ați venit. Brânzoi nu este departe de Ionuț, pentru că amândoi suntem țărani. Ăsta e satul meu. Cum era viața la sat? Superbă! Am avut o copilărie nemaipomenită, mai frumoasă ca lui Ion Creangă. Am fost și la furat de cireșe și la furat de caise. Iată, acolo îl vedeți pe Viorel, bunul meu prieten, și pe Ionel. Deci ei sunt alți prieteni de-ai mei. Veniți încoace, veniți, veniți! Ei sunt prietenii mei din copilărie, Ionel și Viorel, cu care am făcut o groază de nebunii. A sărit gardul la vecinul și de acolo a venit câinele și a sărit înapoi la el. Da, și ei au venit amândoi, s-au înarmat cu niște dăstea de prăjindă bătut prune. Da, nu, era harachi de la Rusia. A, erau harachi de la... Hai, și mai bine. Dragilor, ce să zic, mă bucur că... Exact, veritas. Deci am ajuns la casa părintească. Ce frumoasă e! Da. Când eram eu mai mic, nu exista gardul ăsta. Era unul din lemn. Da. Dar când s-a măritat sora cea mare, tata a făcut un efort să dea bine, știi, că așa e la asta, să dai bine, și a făcut acest gard. Asta este curtea, asta e casa părintească. Și ia uite cine ne întâmpină, mama mea! Bună ziua! Bine ați venit la noi, poftiți, poftiți! Mama mea, bine v-am găsit! Filoftea o cheamă, vă rog intrați, asta e casa părintească. Aici, sufrageria unde învăța Ionuț. Că era mai răcoare. Venea de la școală și scrie poezie. Prin clasa a șaptea scrie poezie. Casa a rămas la fel? Da, aproape la fel. La fel, absolut la fel. Calciu de pe pereți, că așa se purta prin 86. Încă nu l-am stricat. Aici l-am crescut mic pe Ionuț. Aveam un pătuț aici, numai lui separat, care așa, și el aici dormea și eu cu fetele în patul cel mare. Cum am ieșit din casă, ne-am întâlnit cu Amalia, sora mijlocie a lui Ionuț, care locuiește cu mama lor, dar și cea cu care actorul făcea toate năzbâtiile atunci când era mic. O, să vă povestesc o fază ce am făcut cu... Am băgat în cafeaua lui tata și m-am dat că sunt bolnavă și i-a stricat în culețul lui Ionuț, a plâns Ionuț. Bine, n-a făcut mai multe prostii, deci era mai rău ca un băiat. Deci mama spunea că eu sunt fata, e da, băiatul. Aici se termină casa părintească, da, și începe casa sorei mele mai mari. Bună ziua! Mariana, bună ziua și bine ați venit! Deci vă dați seama ce chin am crescut între atâtea femei? Da. Cum era pentru tine? Păi cum să fie, toate mă cicăleau. Cum mă prindeau, erau cu sfaturile pe mine. Ionuț spune despre mama sa că a fost foarte protectoare cu toți copiii ei. Toată ziua alerga după ei să vadă că sunt bine. Cu toate astea, Ionuț se înhăita mereu cu Amalia, care era capul răutăților. Pe vremea lui Ceaușescu, dacă vrei un produs mai special, trebuia să compensezi și cu d-astea cât de cât... Cu produse agricole. Cu produse agricole, că așa... Raiații erau considerați chestii capitaliste. Exact, da. Și mama enerva și am zis, Ionuț, aveam 13 ani. Eu 13, el 12. Zic, hai la București după ouă, că mie îmi trebuie să-mi iau pantaloni. Că așa, na. Și n-am luat. Am dus în București, în București am făcut noi ce am făcut, l-am rătăcit de vreo două ori, la compostatul biletului, zic, bă, să nu ne facem de râs, să zică ăștia că suntem bucureșteni, nu suntem de țărani. Și zice, păi da, dar noi cum compostăm biletul? Zic, uite așa, ne uităm la alții și ce fac ăia, facem și noi. Deci am plecat fără să o anunțăm pe mama, cu primul tren de aici era la 4, am ajuns la 8 în București. Mama săraca credea că dormi. Vă dați seama ce am pățit eu atunci. Și în București n-am găsit niciun drag de ou.
Și cu atât mai mult ne-am întors că nu se găsea carne, nu se găsea nimic și a zis Amalia, hai să nu mergem, să nu venim cu mâna goală, am luat Adidas de aia de porc, știi, adică copite, practic, atâta se găseau. Tata, ce-a însemnat pentru tine? Mult, l-am iubit enorm. Acum 3 ani a murit. 3 ani și jumătate. La vârsta de 80 de ani. Chiar el, după ce a ieșit la pensie, a spus, eu, bărbatul trebuie până la 80, femeia până la 70, eu, peste 80 nu mai trebuie. Exact la 2 săptămâni după ce a venit 80 de ani, a murit. Cu 1 an și jumătate înainte a făcut un atac cerebral, mama l-a îngrijit cu surorile mele timp de 1 an și 8 luni după aia și, din păcate, boala fiind atât de nenorocită, Nu s-a mai putut face nimic. Așa cum spune Ionuț Ciocea, viața lui Brânzoi cu cea a lui Ionuț se întrepătrund perfect. Atunci când era mic, dădea de mâncare la vaci, la porci, la găini. Dar cel mai mult îi plăcea să se ascundă pe dealurile de lângă casă și să culeagă alune sălbatice din pădure. Iar apoi mânca de prin curtea gospodăriei, unde mama lui punea ca și astăzi roșii, fasole, castraveți și ceapă. Eram prezent la arat, că se ară cu calul și îmi plăcea foarte tare procesul. Uite, după cum vezi, avem și multă lume la lucru, vecini de-ai noștri. Sărumâna, sărumâna! Bună ziua! Bună, bine ați venit! Știți, de multe vreme pe Ion de copil, da? De când era la școală, dar acum de când e la București mai puțin. Mulțumim! Mândriți cu Ionuț când îl vedeți la televizor? Foarte mult de aici din sat, mai ales când începe filmul Lanț Fierbinți, suntem pe... Pe frecvență. Da, pe frecvență. Da. Acum am să vă duc pe dealuri. Când eram în vacanță, mă duceam și duceam mâncare la cositori. Tata era cu cumnații lui, cu încă alți câțiva bărbați. Păseau și la ora 2 trebuia să mănânci. Apoi, pe aici, pe deal, ne jucam, ți-am zis, tot felul de jocuri. Iarna ne dădeam cu Sania, dar de acolo de sus. Și țin minte odată, eram eu cu Nini, cu unul din prietenii mei din copilărie, pe Sania. Eu stăteam în față, el în spate și am dat de un prunc, cum îl vezi pe ăla mai colo, mai gros, dar mai jos. Și veneam cu Sania în viteză, numai că eu am vrut, în panică fiind, să o ocolesc pe stânga. Prietenul meu a pus să ocolească pe dreapta, Sania s-a dus drept, a rămas dreaptă și eu m-am dus cu bijuteriile direct în copac. Și m-am tăvălit vreo oră pe jos. Izlazul era locul unde Ionuț mergea cu vaca la păscut și totodată, să-i spunem, stadionul la care venea la fotbal, pentru că satul avea și o echipă, tricolorul Homorâciu, acolo unde Brânzoi a jucat timp de 3 ani pe parcursul liceului, el fiind juniorul echipei. De acest loc îl leagă amintiri pe care nu le va uita vreodată. Aveam un prieten, părinte, popă, la Măneciu, mai sus, care era atipic. Nu știu dacă l-au răspopit între timp. Dar ce făcea? Punea casetofonul la babe acolo, la biserică, să cânte. Da. Dascălul ținea slujba, casetofonul se ducea după, acolo după altar, îl punea pe bandă, iar popa între timp ne cânta nouă, că era și lăutar. Ne cânta aici, sub nuc, la petrecerile Nea Tudorel. Și terenul de fotbal care era? Cum care era? Păi pe atunci, dacă privești în zare, cam așa era poziționat. Aici erau porți, era bine că era nivelat. Era... Aici era o poartă, la 100 de metri era cealaltă poartă și cât are un teren de fotbal. La un moment dat, Nea Tudorel făcuse și tribune. Așa. Dar... cred că o să ne povestească dumnealui că l-am invitat. Bună ziua! Mâinele! Bună ziua! Mă bucur să vă cunosc! Să trăiești, domn Rembo! De asta uitasem! După filmul lui Van Damme! Mi-a pus Rembo! Așa porecla? Da, Rembo, da. Pentru că eram dădea, foarte dur. Dădea tare la picioare! Aveam legat că un adversar și, băi, tu lei pe la primire. După... Să bea la un meș, când aveam un meș puternic, 50 de litri de vin, țuică 10 litri era pe prost. Două rate de cașcaval și l-aveam pe Lulu după Crazna, îl punea, aveam vreo 60 de rațe și îl punea să întoarce la rață întâi. Dom'le, ce avea el la picioare oasele astea, că nu-mi dorea deloc pe el. Îmi spunea mereu adversarii, băi, spune-i lui ăsta să nu mai dea, dar eu îl învățam să dea, ca să nu mai atace aia. Bine, intram până alunecare. M-am avut o copilărie superbă, fericită,
Și aș vrea ca lumea să vadă din nou satul românesc așa cum de fapt a rămas el în culorile lui vii și pitorești.